Astăzi vorbim despre living-uri, cu ce se mănâncă ele, ce este cu el, care este stilul preferat în living-ul tău, ce fel de canapele să alegi. Și desigur că multe detalii despre texturi și trendurile în materie de living. Hai cu mine în această excursie! Știi așa un cuvânt sau o expresie, casa mare, ce e? E living-ul de azi. Știi ce se întâmpla la casa mare? Se adunau tot felul de lucruri, se depozitau și mereu era rece pentru că nu era încălzit, pentru că e un spațiu temporar. Ei, astăzi living-ul este undeva zona în care se adună familia mereu, se uită la un film sau petrec mult timpul. Un living bine organizat este o multitudine de piese și accesorii care fac diferența, care sunt și funcționale și utile, dar totodată și coloristic diferite. Uite cum aici, de exemplu, este o soluție în care tu ai o posibilitate de a-ți amplasa paharul tău de whisky sau paharul de apă aici lângă tine, chiar în zona canapelei. O soluție foarte faină. Aici stai și te uiți la televizor sau, în altă parte, stai și comunici cu prietenii tăi, cumva divizându-ți spațiul în două zone. Uite aici ce se întâmplă. Aici, de exemplu, putem să stăm într-așa mod, să comunicăm cu cineva despre viață și în timpul ăsta cineva stă în partea asta. Mulți obișnuiau să pună canapeaua la perete lipită. Astăzi nu e ok, pentru că canapeaua trebuie să respire, îți trebuie loc. Și atunci era distanțată și apare spatele canapelei. Ei, ce au făcut italienii? Au inventat această chestie, gen polițe sau rafturi, depozitare de cărți, sau alții mai au și o bibliotecă sau un bar, care este amplasat efectiv în spatele canapelei. În cazul dat, chiar plăcut să vezi aceste lucruri în living-ul tău. Tehnologia e binevenită în canapele. Deci uite ce avem aici. Avem inclusiv priză USB pentru telefonul tău sau ce ai aici, lângă tine. Stai la canapea și încarci telefonul. Atenție, dacă ai un aspirator din ăla micuț care merge și singur face ordine la tine, trebuie să lăși locul ăsta ca să-ți facă curat pe lângă pat, desigur, sau canapea. În cazul în care tu ai preferințe pentru un spațiu mai masiv, atunci ia o canapea care are șezutul mai jos. Vrei să-ți dau un trend în 2022? Ei, uite aici îl găsim. Sunt formele astea rotunde, din natură inspirate, pietre, forme, nimic rectiliniu, totul este cumva asimetric și are o formă foarte interesantă. Inclusiv și canapeaua, dacă observi aici, transparența și canapeaua rotundă, toată forma este perfect rotundă, inclusiv și partea de jos. Deci toate elementele sunt rotunde, bombate, așa bubble style. Deci ăsta e trendul de azi. Încă o parte din trend este textura. Ei, da, textura aia nouă care vine din fashion. Uite ce se întâmplă, vezi? Deci că e un pullover din ăla de Moș Crăciun sau de timpul sărbătorilor. Dar este foarte plăcut și foarte interesant la atingere. Din păcate este și cam pretențios la curățare, dar provocarea merită. Toate formele astea rotunde au venit la pachet și cu provocări. Uite ce a făcut Polyform în materie de provocare. Având o îmbinare în semicerc, a gândit un detaliu care face într-așa mod ca să nu-ți cadă cheile sau să pierzi lucruri pe aici. Deci acest lucru eu îl numesc Batman. Deci iarăși formele noastre cumva așa nerectilinii, totul pe ondulat, ne aduce în zona acestor texturi foarte pomintii cu formele rotunde, care este un trend. Sper eu să-ți placă. Scrii și tu ce părere ai despre acest trend. Eu personal am o mică reținere față de el și cred că va fi așa un an, doi, trei, ne vom juca cu el și după aia vom reveni la forme mai rectilinii și mai pe the dark side.
Cine știe, poate prinde și ție îți place. Scrie ce crezi. Un dining fine pleacă de la compoziția între zona mesei și scaunilor în jurul mesei și desigur cu un bufet super fain. Uite ce bufet fain aici, super transparent, exact ca la dressing-uri, da? Noi avem ușe super slim din metal, cu prindere doar sus și jos. Nicio legătură între asta îți permite aerisirea și privirea asta în integru, plus zone de depozitare a furculiților, cuțitelor, paharele sunt cu lumină din spate. Uite, acest demifotoliu sau scaun este destul de greu, dar îți permite, datorită acestei rotații, să-l utilizezi la justa valoare. Deci, uite, când te așezi, efectiv, hop, te-ai așezat, sau când ieși, la fel, el își revine la locul lui, într-așa mod, designul va rămâne mereu organizat și pe locul lui. Să-ți arăt o soluție de separare a living-ului și a dining-ului. Da, vorbim de sufragerie și dining, locul de luat masă, care este separat pentru o structură transparentă, atenție, care este pe dublă față și îți permite ție totodată să ai un spațiu comun, dar totodată divizat. Este o soluție destul de faină. Uite cum e soluționat aici trecerea. Este zona de dining, care sunt niște biblioteci care îți permite ție să faci legătura într-un spațiu și altul. Revenind la livingul nostru, să ținem în minte că există accente și în cazul dat avem două fotolii, două accente, exact, care îți permit să ai un sejur așa mai demi-confort. Deci nu sunt niște fotolii în care poți să dormi, dar să porți o conversație de jumătate de oră într-un spațiu complementar, o poți chiar face. Living-ul sau compoziția aia de zi din față nu mai este închisă, ea totul poate fi foarte deschisă și realizată din diferite dimensiuni. Recomandarea mea e să aplici tot diferite grosimi, lățimi, materiale și texturi. Uite aici cum avem, de exemplu, 5 cm, după aia avem 3 cm, după aia 10 mm, lumini, texturi, textura metalului, textura lemnului, MDF vopsit mat, plus toate împreună generează o compoziție care clar îți necesită atenție ce ține în materie de decor, să le pui, să le organizezi, dar poate o crea o ambianță plăcută în living-ul tău. Un sistem interesant de living wall, care vine cumva mai nou și a fost preluat din zona de dressing, este acest sistem independent. Sunt niște bare de prindere care pot fi fixate în lateralul peretelui sau în tavan, pe care se prind la diferite distanțe tot diferite corpuri de diferite înălțimi, diferite lungimi, cu diferite sertare și închideri, dar care îți permite ție cumva să ai un spațiu mai interesant, mai minimalist. Gândește-te că el nu e lipit de perete și poate fi modificat sau adaptat după preferințe. Dacă să revenim puțin în istorie, vom vedea lucrurile în alt mod făcute. Uite aici, de exemplu, un living wall care este închis pe jumătate, cu uși din sticlă, în care clar trebuie să pui foarte multe decoruri și organizare, plus organizarea în care ai două canapele față în față care îți permite comunicarea și socializarea și fotolii care îți oferă posibilitatea unui sejur mai comod. Deci pe acest fotoliu poți să stai mai multe de jumătate de oră, să povestești cum a fost în Brazilia sau în safari. Deci comunicarea și socializarea fără un televizor în spate tot este binevenit într-un living. Ce concluzie ai putea trage despre episodul de astăzi? Un living este compus din mai multe elemente cheie, foarte multe accesorii, cu diferite texturi și diferite noi trenduri sau stiluri, care tu le vei asorta după propriul tău moft. Tu trebuie să decizi care este livingul în care tu te simți confortabil cu familia ta sau care este livingul în care vei primi oaspeții tăi. Eu personal mi-am făcut alegerea, de exemplu, această canapea de la Bristol este preferata mea pentru că are acea masivitate, e grosimea asta, stă jos foarte bine, plus are un spate foarte interesant care îți permite ție să stai așa mai relaxat și să savorezi o muzică sau o discuție cu un prieten apropiat. Ce crezi despre aceste soluții? Scrie-mi și tu comentarii, like, share, subscribe, clopoțelul ăla, spune la prietenii tăi despre acest YouTube și acest vlog, ajută-ne să creștem pentru că noi suntem împreună mai puternici. Let's be design!